Hei, salutare și bine ai venit la un nou video în care vom vorbi despre cursuri și vom vedea care este cea mai bună metodă prin care tu să înveți. Mergi la un curs offline, într-o sală de clasă, sau înveți online pe cont propriu. Hai să începem! Hei, te salut și bine ai revenit! După cum am spus, astăzi vorbim despre cursuri și o să vedem care este cea mai bună metodă pentru tine. Să mergi la un curs în offline sau să faci cursurile online, să fii autodidact, să înveți pe cont propriu. Numele meu este Ramon Năstase și sunt aici să te ajut pe tine să crești mult mai rapid în cariera ta și să-ți atingi obiectivele pe care ți le-ai propus în viața ta profesională. Hai să începem! Deci, după cum spuneam, vorbim despre cursuri. Și pun pariu că ai avut sau cel puțin te-ai gândit la un moment dat să faci un curs, mai ales dacă este vorba de domeniul IT. Eu le-am testat pe ambele, am fost în cursuri atât offline cât și cursuri online și pot să spun că am o bună experiență, mai ales pe partea IT-ului. Eu de principiu am fost dintotdeauna autodidact și mi-a plăcut să învăț lucrurile pe cont propriu. Tot timpul căutam resurse pe internet, căutam diferite materiale, indiferent că era vorba de cărți, că era vorba de laboratoare, de workbook-uri, de tutoriale, video și tot timpul căutam acestea, le luam, le downloadam, le cumpăram din diferite locuri după care mă apucam să le învăț. Ăsta a fost stilul meu și la asta am fost eu bun toată viața, să învăț singur. Drept urmare, tot ce ai văzut și vezi pe acest canal de YouTube se datorează acestui lucru. Tot ce am învățat, tot ce transmit aici, am învățat, pot să spun, pe cont propriu și din experiența mea personală. Acum să vedem pentru tine dacă se aplică același lucru, pentru că nu toată lumea este făcută sau nu toată lumea are acest, să spun, dar, această abilitate de a învăța pe cont propriu. Și aș vrea să le luăm așa oarecum în paralel și să le analizăm. Hai să începem cu partea de cursuri. Bine, când e vorba de cursuri, practic avem, bineînțeles, dezavantaje și avantaje. Hai să vedem care ar fi avantajele în momentul în care mergi la un curs offline, când ai un profesor în față. Bănuiesc că e clar, ai profesorul în față, ai colegii, te afli în sala de curs și acolo practic se desfășoară totul. Ai acea interacțiune umană pe care oricât de mult ar crește online-ul, nu o va lua niciodată. Interacțiunea umană este cheie pentru că poți să întrebi și poți să simți energia acelui profesor. Pun pareu că dacă noi doi am stat la discuții, dacă am fi cu cei care ne urmăresc aici, cu toți într-o sală și am discutat și am explicat, am vorbit despre diferite concepte, ți-ar plăcea mult, mult mai mult pentru că ai simți energia mea și ai simți întreaga energie a sălii și asta ar face cu totul diferența. De asta evenimentele, mai ales evenimentele mari sunt atât de populare pentru că speakerul respectiv transmite o energie fantastică și ăsta ar fi un avantaj al cursurilor offline. Un alt avantaj pe care l-ai sunt și este echipa de acolo. Echipa și oamenii care se află în acea clasă de la care poți să înveți. Practic toate persoanele dintr-o sală de curs au un lucru în comun. Toți vor să învețe ceea ce se predă acolo și toți vor să progreseze. Atenție, aici vorbim, nu vorbim de facultate, nu vorbim de liceu, vorbim de cursurile plătite la care tu mergi, dai un ban pentru că vrei să înveți ceva, nu doar pentru că vrei să ai o diplomă sau ceva de genul, da? Deci pe bază de interes toată lumea acolo și se creează o sinergie în care fiecare învață de la fiecare și trag toți în aceeași direcție. Astea ar fi avantajele, da? Faptul că ai un profesor, un mentor, o persoană pe care poți să-l întrebi, îi simți energia, poate lucrurile o să-ți intre mai bine în cap și în al doilea rând faptul că ai acea echipă, acei colegi cu care poți să vorbești, să relaționezi și de care poți să înveți și puteți învăța cu toți împreună. Mai departe, dezavantajele acestui metodă de learning în offline ar fi clar în primul rând costurile. Costurile vor fi mai ridicate. Faptul că trebuie să plătești pentru acele cursuri și nu în ultimul rând faptul că tu trebuie să te duci la locația respectivă. Deci practic trebuie să aloci o bucată mai mare de timp ca să mergi efectiv la locație și să înveți în locul respectiv. Pe lângă asta mai există și alte compromisuri sau alte dezavantaje pe care trebuie să le faci și anume mai ales că este vorba de faptul că tu pe lângă banii pe care investești, pe lângă locația și timpul pe care îl investești, mai s-ar putea să investești acel timp nu doar în ziua respectivă, ci pe o perioadă mai lungă de timp. Adică, de exemplu, dacă îți dorești să-ți iei un CCNA, să spunem, un cursul acela de rețelistică și vrei să-ți iei certificarea, dacă mergi pe calea clasică de
a merge și a parcurge toate cele 4 module, s-ar putea să-ți ia undeva între 12 luni și 18 luni doar ca să termini CCNA-ul. Da? Deci e o perioadă destul de lungă de timp. Dacă tu te-ai pune acasă și ai învăța acel lucru, ai putea într-o perioadă de 3, 6 luni, 9 luni, ai putea să-ți iei examenul acela liniștit. Da? Deci despre asta vorbesc, că poate ca timp să dureze mai mult efectiv acea experiență, să zic așa, acel curs, poate să-ți ia o perioadă mai lungă de timp. Și acum să trecem de cealaltă parte și partea autodidactului, persoana care învață singură și practic înveți singur de acasă. Aici, clar, lucrurile stau diferit și au și aici există avantaje și dezavantaje. În primul rând, hai să mergem cu avantajele. Înveți în ritmul tău, nu ești presat de cineva, nu ai examene, nu ești presat de cineva că trebuie să înveți, că astăzi trebuie să faci lucrurile acestea. Acest aspect poate fi unul atât pozitiv pentru unii, cât și negativ pentru alții. Da? Pentru că unii s-ar putea să ai nevoie de cineva care stă în spate și care oarecum e cu biciu pe tine și hai, învață, învață, trage, pentru că altfel nu te vei pune să înveți. Depinde de motivația internă a fiecăruia. Și aici vreau să spun că faptul că tu poți să înveți ce dorești tu, să te educi cum dorești tu, pe ce arie, e fantastic. Nu trebuie să te ții neapărat de o programă, îți poți face tu programul tău cum dorești. Și aici vine avantajul faptului că ești autodidact, te duci în online, după cum am spus și la început acestui video, te duci în online, îți iei resursele de care ai nevoie, vii pe acest canal de YouTube, înveți lucrurile de care tu ai nevoie pentru a-ți îndeplini obiectivul. Pe partea cealaltă a dezavantajelor, aici nu ai neapărat acces la o persoană, la o sală de curs unde sunt oameni cu același interes. Aici s-ar putea să fie un dezavantaj, mai ales dacă nu ești foarte obișnuit să înveți pe cont propriu. Îți recomand să înveți să înveți pe cont propriu. Da? Este un lucru și o abilitate fantastică pe care o ai, pentru că nu vei depinde niciodată de cineva, nu vei depinde de un profesor, nu vei depinde de colegi, vei fi pur și simplu pe calea ta, pe cont propriu și îți vei putea stăpâni cu adevărat cunoștințele și cariera. Eu tind, după cum vezi, tind mai mult spre partea de autodidact, îmi place foarte mult și celălalt aspect. Consider că partea de curs are rolul mai mult să sedimenteze și să acopere acele găurele, acele gap-uri pe care ai putea să le ai, pentru că, cel puțin în mintea mea, conceptul acesta în predatul, în clasă sau când te duci cu mai multe persoane și să ai un profesor, un mentor care să te ajute și să-ți predea, este că tu ți-ai făcut temele de casă înainte, în sensul că ai deja cunoștințele despre acel domeniu, știi cu adevărat cu ce se mănâncă, iar acolo te duci să te perfecționezi și să înveți acele detalii care în viața și în cariera ta fac toată diferența. Da? Cam acestea ar fi părerea mea despre partea de offline și partea de autodidact, care poate să fie atât offline cât și online. Când spuneam offline, mă refeream clar la faptul că te duci la o clasă, că plătești acolo. Lucrurile încep să meargă din tot mai mult în online, iar prezența aceasta offline și interacțiunea începe să fie tot mai scumpă. Asta este un trend spre care lumea merge, numai de asta spun, în momentul în care ai acea interacțiune în offline, ar fi bine să știi cu adevărat, să-ți cunoști cu adevărat materia, să știi cu adevărat area pe care vrei tu să te specializezi, pentru că în momentul respectiv acea persoană te poate ajuta cu adevărat să treci la următorul nivel. De exemplu, dacă tu îți dorești să înveți CCNA, dacă vrei să înveți rețelistică, dacă vrei să înveți Linux, securitate, programare și ai venit la mine, mi-ai spune: Ramon, uite, vreau să fac cu tine 1-1, vreau să mă mentorez tu, să mă duc, să intru în IT sau să trec la următorul nivel. Eu ți-aș spune: ok, hai să vedem. Care sunt cunoștințele tale în momentul de față? Păi nu prea am. Atunci, uite, îți recomand cursul meu de rețele, îți recomand cursul meu de Linux, îți recomand cursul de securitate. Du-te, parcurge-l, după ce ai înțeles și ai dobândit acele abilități, poți să vii la mine și atunci putem lucra pentru a te perfecționa, pentru a-ți perfecționa abilitățile și pentru a progresa mult mai rapid. Da? Deci, dacă dorești să înveți ceva, îți recomand să îți iei un curs online sau să te uiți pe YouTube și învață acele lucruri, pune-le în practică în momentul în care te împotmolești, sună un prieten, scrie cuiva, scrie mie, dă-mi un mail, vorbim, lasă un comentariu pe YouTube și de acolo, dacă simți că nu mai poți, nu mai știi în ce direcție să iei, ia-ți un mentor sau du-te în offline la o clasă, o sală de curs
și ăla ar fi momentul oportun, cel puțin în opinia mea, pe care tu să poți să mergi mai departe și să accelerezi, să crești accelerat în carieră. Sper că ți-a plăcut acest video, pentru că e unul diferit și e un video care l-am creat special pe tine să te ajute să iei cele mai bune decizii, astfel încât timpul tău să fie cât mai bine investit și la fel și banii. Dacă ai o părere și bănesc că ai o părere, lasă-mi un comentariu mai jos, dă un share unui prieten care consider că are nevoie de această informație și care a avut un struggle, a avut dificultăți în ultimul timp de a înțelege cum funcționează aceste lucruri. Îți mulțumesc că te-ai uitat și ne vedem la video următor. Te salut!